Eu o să deschid geamul? Wow, să mă. Nu e problemă. Mai slăbesc și eu, că și așa m-am îngrășat. Bine ați venit la material Q&A cu... Bine ați venit la material Q&A cu BMW E30 M3 SB30 cum e, mă? Zi-mă tu. 50B30 turbo. Așa? Așa? Cu 600 de cai plus. Mergem, frate, mergem. O să văd întrebările oamenilor, pentru că noi îi întrebăm pe proprietarii mașinilor ce întrebați voi aici. Oh. Ce e asta, burnout? Mamă, trebuie să mai stăm în burnout, că a trecut și posta de noi. Și am plecat. N-are nimic, nu e problemă. Dar eu mă întreb, când pune jos? Sau ce setare avem acum? De 400 de cai? Da, de 400 4. De cai. De la 3 la 400 de cai pune jos? Da, pune. De la 3, nu? Deci dacă vă faceți un urs cu 400 de cai, de la 3 e safe. Și acum ești pregătit de întrebări? Sigur. Ia tot bordul? Ia tot bordul de mult. Ia de când era mică. Peste bord. Bine, bordul e o chestie așa, a rămas la vechi. Bine, deși bordul, ceasturile sunt făcute pentru M3. Bă, oricum, adică îți merge turometru, îți merge vitezometru, merge litrometru, adică e mare șmecherie la o mașină cu swap de motor. Ai idee ce cuplu are mașina? A avut undeva la 800 de Nm, acum are vreo 700 de Nm. Ce mai are stoc în motor? Probabil că Vilbrochenul e stoc. Vilbrochenul e stoc, blocul e stoc, chiuloasa e stoc, ia mai puțin ce e în ea. Sunt multe lucruri stoc. Ne întreabă cineva dacă mașina este M3 la bază, caroseria. Nu, este un E30 320 din 87. Se merită să ai o mașină modificată cu foarte mulți cai putere ca și daily car? Mașina asta nu e daily car. Nu e daily car. Acum fiecare ce își dorește. Mie mi-ar plăcea să merg cu ea zi de zi, doar că nu-mi permit drumurile. E foarte joasă, sunt multe probleme. Ce injectoare folosești? Păi, nici nu mai știu, cred că sunt unele de 1000, dacă nu mă înșel. Ok. Cât scoate 0200? I-ai făcut asta vreodată? Bă, da, a mers odată, deci scoate 0200 9 sau până în 10 secunde, ceva în genul ăsta, și până la 300 ajungem vreo 22 de secunde sau ceva în genul ăsta. Ce injectoare? Top speed? Ai top speed 303. 303. 303 pe GPS. Băi, băiatule. Este limitat de cutie top speed-ul, că aia săraca ar mai împinge ceva, dar bine, și se dezintegrează de la 270 la oră, se ridică ștergătoare, e haos prin mașină. Da, știu. Așa se întâmpla la Cadet la 240-250. Cred că a fost singura mașină din viața mea în care am simțit că mor. Am zis gata, mă, acum mor. Asta așa, dacă e să vină moartea peste tine, așa vine, ești nebun. Da, încep toate alea. Am zis gata, mă, ești nebun. Mă duc undeva în 1700, ești nebun. Da, nu, e complicat. Eu de asta a fost și ideea cu ștergătorul pe mijloc. Da? Pentru că da, mie da, la da, peste da, 250 la oră mi se ridicau ștergătoarele undeva pe jumătatea parmentului. Da, 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 da. Cum a arătat când era stoc, dacă avea ceva poze cu ea, să vedem o transformare. Tu mai ai poze 100% să ni le dai, să le punem stoc, în episod. Da, e, mi se pare că chiar am pe Facebook, dacă nu mă înșel. La câți kilometri faci revizia? Băi, cam la 3000 de kilometri schimb uleiul, filtrele. Da? Și din asta ne lasă. Da. Dar le schimb din nebunia mea. Nu știu, cred că ar merge mai mult, dar eu la 3000 de kilometri schimb uleiul, clar. Nu, și acum vine întrebarea mea, automat, câți kilometri ai cu motorul ăsta de când l-ai făcut turbo? Am 80 și ceva de mii de kilometri spre 90 de mii. Cu turbo, din care foarte mulți făcuți planet. Câți bani ai investit în mașina? Idee? Păi, nu știu. Acolo, o 12 sumă. Ani, nici nu știu ce să spun. Aveam la un moment dat un calcul făcut, trecusem de 20 de mii,
am tot investit, am prevopsit-o, i-am pus alchit, alte roți. Nu mai zic de anvelope, că schimbam la două săptămâni anvelope și anvelope, semislipuri. Nu pot să fac, n-am o estimare. Ce sfaturi ai da unei persoane care vrea și ea să-și modifice o mașină veche? Multă răbdare, în primul rând, pentru că e complicat să cauți piese, caută mecanicul, nu e mecanicul, stai că vine poi mâine, nu au venit piesele alea, nu se potrivesc. Multă răbdare, bani, evident, că trebuie și bani să faci modificări și trebuie ales de la bun început un proiect corect. Corect înseamnă că ție o mașină care să-ți placă, să nu poți să te, gen, să stai numai pe ea. Are cutie și planetare stoc? Cutia e de M3, mă rog, de E36, e aceeași cutie ca și la 328i. Da, e cutia stock, practic. Și planetarele? Planetarele sunt, le-am modificat, le-am schimbat. Știi că la ursuleț sunt planetare până în 2000, niște planetare mai subțiri și de alea de 2.5 sunt niște planetare mai groase. Dar sunt stock de ursuleț. Ce consum are? Toată lumea întreabă, ei zic, bă, nu e cazul la o mașină de plăcere să întreb consumul. Dar suntem curioși cât consumă un M3 turbo de 600 ceva de cai. Dacă mergi cu el așa la drum, gen... Uite, cum mergem noi acum, 2000 de ture. Street Maniacs la mare, da, sau nu mai știu ce, am venit 140-160, consumă undeva la 10, 12, 14. Super decent. Dacă mergi haotic și porți 45 la picior și dai șpanete, mie mi-a consumat într-o seară pe autostradă în 50 de kilometri. În 50 de kilometri, 50 de repet. Litri. 50 de litri de benzină. Deci până la kilometru 50 mi s-a aprins becul. Da, mă, problema e că... Fugă fără consum nu se poate. Exact, power-ul faci din combustibil, n-ai din ce să-l faci. Cum ții rugina departe de tablă? Păi, mașina a fost curată de la bun început și am ținut-o numai în garaj. Deci mașina nu iese din garaj, mașina nu iese pe ploaie, mașina nu iese pe, nu iese pe zăpadă. Prietenii care mă știu, mă cunosc, știu că sunt nebun. Eu n-am, eu dacă plouă, m-am oprit în prima benzinărie, acolo stau, nu mă mișc. Deci nu mă mișc, așa, dacă sunt câteva picături, mai asta, mișc. Următoarea întrebare vine de la un băiat și zice Ștefan Leonard, câți cai are pe ploaie? Prea mulți ești nebun. Dacă fuge, întreabă cineva. Dacă are injecție de metanol? Nu, n-am injecție de metanol. Cum se numește jantele? Acejnițări ceva? Acejnițări, sunt niște acejnițări modulare, 10 jumate spate, 9 față. Dacă te dai cu băieți? Întreabă. Băi, în ultima perioadă ai să râzi, dar... Ai bătrânit? Nu, am ieșit la pensie. N-am mai aprins ocazia, așa bine, nici m-am tot retras fiind foarte ocupat, m-am tot retras din grupurile astea, nici nu prea m-am mai sunat nimeni, că zice, dă-l drept, oricum nu iese. Ăla oricum nu iese, e cu copii, da, știu, cu aceeași câinele, cu nou. Da. Dar aș mai ieși, am tot zis că aș mai ieși, dar n-am avut ocazia. Dar înainte ieșeam zi de zi, adică nu exista zi să nu mă sune cineva de la București, hai că a venit unul, are un Mustang cu V8, cu compresor, cu pana mea, haos, luam pe donul, hai la București. Da. Scoate fum din roți. Cum te descurci cu poliția pe stradă? Păi, mă descurc, mașina întotdeauna a fost în regulă din punct de vedere asigurare, verificare, rovinietă, bla bla bla, faruri și alte cele. Adică niciodată n-am ieșit cu ea haos pe stradă, cu folie pe faruri sau cum știu ce. Nu se mergea înainte. Da. Unii sunt mai îngăduitori, alții mă sar din talon. Asta e riscul pe care trebuie să ți-l asumi cu o mașină modificată. Cât de des se strică? Băi, aici trebuie să fiu, sunt chiar mândru. Motorul, n-am avut niciodată probleme cu el. În rest, transmisie, planetare, cardan, nu știu, cred că am cardane 10 la activ, vreo 7-8 cutii împrăștiate pe autostradă. Planetare, nici nu mai le țin minte, multe, oricum destul de multe. Dar motorul, n-am avut absolut niciodată probleme. Motor, frâne, asta niciodată. Transmisia, în schimb, de la ambreiaj în spate, cred că i-am schimbat-o de 10 ori. Ca apa de 10 ori. Nu țin. Cât timp face pe 400 de metri? Păi,
mai am pus cineva întrebarea asta, dar nu mai știu, 11 și ceva, 11-5. Pe acolo. Ceva de Vila Ianca la drag? Da, o să vin, dar nu știu dacă o să particip, dar vin, vin. Când vii ca să mergem și noi? E pe 1-2 iunie. Da. Se pare că suntem în Bulgaria în perioada aia. Dar vedem, dacă nu trebuie să ajungem neapărat anul ăsta la drag racing. Se întâmplă acolo haos, mașini puternice, rău de tot. Cu ce presiune mergi în turbină, ne întreabă cineva. Aș vrea să precizez că cu ce presiune mergi pentru 400 de cai? 400 de cai merge cu 0,7, dacă mă înșel. Da. Da, putem să ne uităm. Și acum. Pentru peste? Merg cu un bar pentru 500 și ceva de cai și 1,3, mai facem un 1,4 așa la a 4-a, 5-a. Pentru 650, 670, nu mai țin minte exact care. De ce ai ales E30? Păi, am fost haos cu E30 de din facultate, la mine nu exista. Știi când erau aia pe acolo pe la șaormerie la Dristor? Robert Texa, Dumnezeu să vede, știi ce zic? Făcea el cercuri pe acolo. Nu, da. Eu am fost îndrăgostit de mașina asta de la început. Păi am avut cred că 6-7 urși. Astea au fost întrebările, au fost multe, dar foarte multe s-au repetat. Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să te deplasezi la București și să ne acorzi acest maxi interviu, pentru că am făcut și POV și Q&A și interviu cu tine și cadre cu mașina și din mers și din lat și din stânga și din burnout. Și odată cu acest material Q&A, nu știu dacă o să lase Dobrescu aici, dar vreau să vă spun că începând cu Bobby, vrem să avem un concurs Burnout King pe Summer 2019. O să vedeți, o să apară un material și o să vedeți despre ce e vorba. Vă mulțumim că v-ați uitat la materialul Q&A și că urmăriți Stax TV. Dacă vă place ce vedeți, ne puteți ajuta cu un share, cu subscribe la canal și clopoțel neapărat pentru a fi notificați de fiecare dată când noi vom posta un material nou, pentru că încercăm să postăm cât mai des. Și dacă noi postăm și voi nu știți, nu e nicio șmecherie. Stai așa să opresc asta.